Noi am fost, am avut astăzi, de fapt, planificat cu colegii să avem o vizită în Căușeni și nu prea ne-a reușit, a trebuit să venim urgent înapoi. Acest lucru ne-a făcut să venim înapoi, de fapt, ne-a făcut acele incidente la care s-a referit domnul Candu. Eu am să fiu un pic mai specific. Careva din colegii noștri astăzi au fost opriți pe podul de la Hâncești, cum îl numim noi, sau podul de la Telecentru, de către persoane identificate deja, au fost stopați în trafic, după care s-au apropiat alte mijloace de transport, s-au făcut mari presiuni, inclusiv amenințări fizice, cu răfuială fizică, pentru a se lua anumite decizii. Ceea ce s-a petrecut pe podul de la Telecentru seamănă cu multe din episoadele Brigada sau Banditski Peterburg. Noi, anii 90, am trecut de mult. Și de aceea cu colegii am decis, pentru că acest lucru să nu se repete, cum și miile de mesaje care sunt adresate cu amenințări unor altor colegi de-a noștri și familiilor lor, noi vom face o sesizare către organele de drept și așteptăm să fie luate măsuri. În sesizare vom indica exact numele de persoane și așteptăm ca măsurile exacte față de acele persoane să fie luate, deoarece avem înregistrări suficiente video și audio despre toate cele petrecute.